toate planurile, în așa fel încât să putem să actualizăm starea sufletească zisă de 4D, ca să putem înainta, să mergem mai departe înspre noi dimensiuni, alea pe care le numim 5D. Deci, în primul rând, salut toate florile cu o binecuvântare, toate florile. Spunea un maestru oriental că nu ar trebui să vorbim despre flori, despre floare, ci despre înflorire. Deoarece floare este ceva static, a înflori este ceva dinamic, iar realitatea este dinamică. Deci, toate florile, atât ființe umane, cât și florile de pe câmp, sunt pentru noi un motiv de inspirație în ce privește varietatea vieții, a culorilor și, în același timp, a originalității. Cam asta este punctul nostru de plecare. Și acum, dragile și dragii mei, haideți să vedem cum abordăm acest modul 3, despre care știți foarte multe, pentru că sunt foarte multe informații de-a lungul tuturor întâlnirilor legate de acest modul, ca de altfel și de modul 1 și 2, s-a creat foarte multă informație. Acum, noi avem nevoie să sintetizăm și să transformăm informația intelectuală într-o percepție practică a care intelectul nostru participă, dar care depășește mintea rațională. Și acum, haideți să vedem cum construim această dupămasă, această seară, legată de acest modul 3. Modulul 3 este o desfășurare, o dezvoltare a modulului 2. Dacă la primul modul am avut informație, foarte multă posibilă informație, ca să vedem ce ne interesează, să fie un pic de informație pentru toți, pentru toate gusturile. La nivelul 2 am vorbit, sau modulul 2, despre chakre, adică despre capacitatea noastră de a ne adapta fluxului energetic și de a debloca oarecum zonele din corpul nostru, din energiile noastre, emoțiile, mintea și starea spirituală care ar putea obtura energia și care ar putea să ne blocheze oarecum în limitele noastre. Deci, dacă la modulul 2 am vorbit despre deschidere și despre câmpul fluid al energiei, care circulă peste tot ca într-un copac, ca să putem să ajungem în cele din urmă la muguri, la flori și frunze, la fructe, deci ca într-un copac. Iată că acum este nevoie să, la modulul 3, să ajungem la oarecare maturitate în ce privește dezvoltarea noastră, cum se zice, per longum et latum, adică dezvoltarea noastră la 360 de grade. Și asta înseamnă 4D. Am înțeles de asemenea că 4D sau 4 dimensiuni înseamnă primele 3, lungime, lărgime, profunzime, care înseamnă spațiu și timpul pe care îl trăim noi acum, la nivel oarecum astronomic. Dar 4D modifică stările de conștiință, adică timpul nu mai este același, timpul se poate dilata sau comprima, spațiul se lărgește în ce privește deschiderea noastră spre macrocosmos, dar și o deschidere înspre microcosmos, adică percepem la un nivel mai mare
decât kilometru și am zis că începem să percepem pe distanțe mari, chiar de ani lumină, iar în ce privește microcosmosul, coborâm sub dimensiunea unui milimetru și percepem dimensiunii micro până la stării de natură atomică, subatomică sau cuantică. Deci nu este doar teoretic, pentru că expansiunea este o percepție care poate fi transformată în imagini, deci este o transformare prin undele care trec prin noi, cum sunt undele herțiane, infraroșu, electromagnetic, ultravioletic și gamma, și atunci noi putem să avem niște imagini fractalice asupra realității care ne înconjoară. Deci, când vorbim despre 4D, vorbim, da, și de imagini care se pot transforma, să putem să vedem departe sau să vedem în miniatură, dar e vorba mai mult despre senzații în prima fază, adică avem senzații intuitive, apoi sunt senzații vizuale, apoi avem senzații de expansiune care completează starea de 4D, unde spațiul și timpul sunt relative și mergem spre niște granițe ale percepției. Într-un cuvânt, ca să conturez, când ajungem în centru sau în nucleul 4D, trecem dincolo de logica emisferei stângi a creierului nostru, care doar știe să măsoare, să analizeze și să creeze granițe, limite, conturi și să separe. Deci, în centru sau în nucleul stării de conștiință 4D, începem să percepem aurele și să vedem ce leagă lucrurile între ele mai degrabă decât să vedem separările. Deci vedem că lucrurile sunt separate, au contur în 3D. Iar când înaintăm spre 4D, ați mai observat, probabil ați mai ascultat în celelalte momente ale întâlnirilor cu privire la modulul 3, că de fapt începem să pierdem conturul percepției, adică lucrurile încep să fuzioneze între ele, să vedem că ele comunică, sunt oarecum vii și există niște rețele energetice care leagă lucrurile între ele. Deci să vedem cum se leagă, de exemplu, masa de parchet, cum se leagă oarecum peretele de ușă. Adică nu vedem doar separările, ci vedem niște unde energetice care se văd începând cu percepția aurei. Au fost date exerciții de bază pentru percepția aurei, iar aura este de fapt o emisie de câmp energetic pe care ochiul nostru poate să o perceapă. Noi am fost echipați cu capacitatea de a vedea aura, doar că le-am pierdut aparent pentru că e ca mușchiul care nu-l folosim și se atrofiază. Dar așa cum animalele percep adrenalina noastră, percep câmpul energetic, au miros puternic și reușesc să perceapă chiar la distanță și văd noaptea, în general, animalele nocturne, văd noaptea, dar noi eram echipați să vedem noaptea, doar că într-o lume civilizată în care avem lumini 24 de ore din 24 și avem pe de altă parte foc și electricitate, ne-a scăzut capacitatea de adaptare la câmpul infraroșu, deci noi, în mod normal, sau omul în mod normal, omul civilizat, nu mai percepe decât ocazional aura când sunt anumite circumstanțe și are o stare sufletească de deschidere sau copiii sau maeștrii care sunt experimentați, adică care sunt antrenați să perceapă. Deci să nu mai lungesc acum, vreau să spun că noi începem să percepem o lume a energiei
și o percepem tot mai puternică. La un moment dat avem impresia că plouă în jurul nostru, sunt unde de formă, sunt energii, sunt noduri energetice și noi putem de asemenea să intrăm în stări sufletești sau în stări de conștiință alterată, dar în sensul bun al cuvântului, adică ne deblocăm de pe partea rațională și avem percepții multiple și o extensie mare a percepțiilor în ce privește câmpul energetic. Putem să vedem diferite energii, energii colorate, energii care înconjoară locuri, persoane. Putem să vedem aura muntelui, aura văilor, aura animalelor, chiar a pietrelor, că toate emană ceva. Dar încet, încet începem să percepem și stări emoționale dincolo de aparențe și să intrăm în stări empatice cu alții, pentru ca progresiv să intrăm în stări de fuziune extatică, adică să simțim că suntem una și aceeași ființă cu oameni, cu plante, cu locuri, cu animale. Deci starea noastră de conștiință se intrăm într-o stare de dilatare așa de amplă încât parcă ne scufundăm într-un ocean. Iată că atunci când începem să simțim stările astea, că suntem acasă, că totul este fluid, că nu suntem blocați, dimpotrivă, înotăm într-o stare de conștiință de mare expansiune, ei, înseamnă că noi acum suntem undeva în apropierea sau chiar în nucleul stării de conștiință 4D, unde este chemată întreaga umanitate. Atunci naște starea de empatie, nasc și telepatii, naște starea de compasiune și, într-adevăr, atunci suntem pregătiți ca să decolăm înspre alte dimensiuni pe care, într-o singură expresie, le numim 5D. Deci acum vă rog să stăm un minut, două, în liniște, e ca un fel de început de stare de meditație și să percepem pe o suprafață și pe o profunzime de tip volum mai amplă starea de 4D. Adică să fie o singură realitate cu camera unde mă găsesc, să simt că sunt în mine obiectele care sunt în jurul meu sau persoanele, le simt în mine, adică am o inimă așa de mare în care intră tot ce percep și eu sunt spațiu amplu și oarecum camera în care mă găsesc este în mine. Nu sunt eu în cameră, camera este în mine. Aceasta este o schimbare de perspectivă și asta înseamnă că dacă o facem și ne antrenăm, vibrăm și rezonăm cu nucleul 4D. Și apoi vom vedea pașul următor.
Inspir de fiecare dată când vreau să mă adun ca să fiu oarecum mai fizic prezent. Și deci ați înțeles care este calea. Calea este expansiune la 360 de grade, este transformarea taburilor și a limitelor impuse de societate, de tradiții, de religii și așa mai departe, care ne-au structurat. Am intrat în niște structuri care au granițe, limite. Bun, și deci calea noastră este o deschidere cu eliminarea progresivă sau transformare, pentru că nu este o eliminare negativă, este o transformare, o topire a granițelor, a limitelor și astfel înaintăm spre nucleu. Încă două, trei lucruri importante despre nucleul 4D ca să înțelegem pe urmă cum mergem mai departe. Deci când suntem în nucleul 4D, noi ne recunoaștem ca o ființă în stare de expansiune, în așa fel încât ducem corpul cu noi. Adică eu nu sunt corpul, corpul este o parte rigidă, este universul colapsat, este o energie care a rămas așa ca un iceberg care plutește în ocean și urmează încet, încet, după ce îi dăm o formă care ne interesează, ar fi bine să fie ultima dată când îi mai dăm o formă a icebergului, pentru că oricum el este din aceeași structură a oceanului, doar că ne separă de ocean, care niște granițe și mergem în direcția topirii, se topește icebergul. Deci dacă înțeleg ce înseamnă că se topește icebergul, înțeleg că trupul meu își face oarecum misiunea, adică își împlinește misiunea, cu corpul fac ceva în lumea asta limitată, chiar schizofrenică dintr-un anumit punct de vedere, pentru că lumea pe care o percepem se bazează pe separări și pe conflicte. Ei, încet, încet, eliminând conflictele și chiar având puterea de a surâde aparent dușmanului meu, că nu există dușman, există doar neînțelegeri și lecții, ajung la punctul în care înțeleg că ceilalți sunt oglinzi și sunt în mine. Bun, deci acesta este oarecum pasul definitiv în care alunecăm în zona nucleului 4D și odată ce am depășit această oarecum limită, e foarte greu să mai dai înapoi, adică să te mai pierzi, e foarte greu. Când? Când înțelegem cu adevărat că tot ce este în jurul nostru sunt oglinzi și lecții. Pentru asta trebuie mai întâi să înțeleg că există un flux energetic, o undă, care este inteligentă. Și unda asta inteligentă poate fi numită, cum vrem noi, Dumnezeu, Spirit, Suflet. Eu ar zice Suflet, pentru că este mai aproape oricum de aspectele noastre atât senzitive cât și de parte o puțin afectivă. Avem nevoie de partea asta, avem nevoie să înțelegem că există un interlocutor ca o undă, ca o apă caldă în jurul nostru, deci nu e ca un judecător rece care ne separă de el și ne judecă și eventual ne pedepsește, ci este mai degrabă ca o mamă, o stare sufletească care ne duce în unda ei. Bun. Deci în momentul în care înțeleg că eu sunt într-o undă care merge și în jurul meu văd lucruri care aparent sunt la fel, dar ele sunt formate din energie, atunci înțeleg că tot ce trăiesc eu este o stare de conștiință a observatorului care învață lecții și învățăm că deși a fost interesantă viața pe care am trăit-o, nu a fost foarte fericită, deoarece am simțit lipsuri, suferințe, am simțit goluri și separări. Și atunci vrem, din tot sufletul, din momentul în care am început să percepem existența sufletului și a undei, vrem cu tot sufletul să intrăm în această baie călduță
ca într-o vană caldă unde ne relaxăm și ne lăsăm duși de acest flux energetic. Este realitatea aceasta, pentru că mintea rațională și toate rigiditățile pe care le-am trăit pe plan fizic, ele în mod normal au fost o explorare la granița ființei și au fost mai degrabă un fel de accident de parcurs. Totuși n-aș numi o accident de parcurs, întrucât a fost o explorare deliberată. Am fost împinși de mama undă cosmică spre, oarecum, spre litoral, de către această mare, acest ocean, și am trăit lipsa unde, exact ca un pește care se simte pe uscat că nu are suficient aer. Ei, ființele mai tinere în evoluție se bucură de toată aventura vieții fizice, oarecum atunci când încearcă să își depășească granițele, chiar făcând o felul de prostii, în sensul când chiar dăm suferință altora, doar că este acea expansiune a tinereții în care energia este mai importantă decât înțelepciunea. Nu contează. Trebuie făcută experiența, pentru că totul este viață. Dar la un moment dat, când începem să ne maturizăm și percepem existența sufletului și percepem că universul este o oglindă și că ce oferim, aceea primim, este principiul bumerangului, principiul cauzei și a efectului, începem să modulăm ființa noastră și să dorim din nou să intrăm în fluxul undei, în undă. Ceea ce numim noi marea trecere sau moartea este reîntoarcerea în undă, adică peștele care a stat un pic pe uscat, un pic poate s-a bucurat, poate a fost o sirenă, s-a bucurat puțin de noutate, că pe litoral a fost o noutate, dar după un timp nu mai este suficient aerul, adică avem nevoie de fluidul undei și tindem înapoi. Șamanii Nagual vorbesc despre tumbadora, adică despre o forță energetică care ne cheamă acasă, pentru că am fost separați și ne reîntoarcem în undă printr-o dorință profundă, exact așa cum suntem seara obosiți și am vrea să dormim și nu ne mai interesează activitatea fizică, dar găsim plăcere în a ne relaxa sau când suntem obosiți. Tot așa tindem din nou spre undă. Dacă am intrat din nou puțin în undă, există o zonă de graniță în care, pe de o parte, vedem uscatul și rămânem cu memoria experienței litoralului, cum am spune, pe de altă parte, suntem în undele mării și suntem pe punctul de a fi ridicați, adică nu mai atingem pământul și încet, încet mergem înspre, în largul mării. Ei, acela este momentul crucial în viața noastră. Fie că îl trăim din punct de vedere fizic, ca senzație, că vrem să intrăm într-un flux mai amplu și ăsta se face prin stare de meditație, șchemat la o stare de meditație, care nu e neapărat o meditație în tăcere, poate să fie meditație dinamică, dar este o stare de reconectare cu fluidul sufletului nostru. Deci, pe de o parte, începem să privim litoralul, simțind că a sosit momentul și suntem în apă profundă, unde nu mai atingem fundul mării. Bun, acela am zis că este un moment particular, pentru că dacă privim înspre litoral încă, putem să avem imaginea și memoria litoralului și să ne lăsăm duși de undă, împărțind oarecum percepția în două. Adică retrăiesc starea litoralului în care am fost cu picioarele pe pământ și am senzațiile relativ fizice ale celor cinci simțuri. Așa, pe de altă parte, simt plăcerea ce va urma, că sunt dus de undă și nu mai am de făcut multe lucruri. Fiind dus de undă, vine unda și mă ajută, adică nu mai fac efort în a călători în stările de expansiune. Dacă, în schimb, privim doar înspre undă și întoarcem spatele litoralului, pentru că unda este așa de puternică și de frumoasă încât nu ne mai interesează să avem puntea cu litoralul, vom uita tot.
nu e nicio problemă, dar vine momentul ca într-o viață, și poate să fie aceasta, să am această percepție dublă, percepția vieții prin utilizarea celor cinci simțuri, adică viața aia pe litoral, și percepția undei care se apropie. Dacă am această percepție care vine prin evoluție, pot să anticip când voi pleca de pe litoral, adică din zona corpului fizic. Și se trăiește o stare statică și doar amintirea faptului că am mai trăit zona aceea de undă nelimitată, care nu are niciun fel de lipsuri, nu-i lipsește absolut nimic, suntem plini, compleți. Deci starea aceea de plinătate în care totul este acum, este prezent și vine de la sine, orice gând se materializează și te duci într-o stare de expansiune puternică, este de fapt viitorul nostru, dar el poate să devină prezentul, extensia prezentului în zona de undă. Deci să mai facem un moment de reflexie acum, pentru că asta înseamnă că suntem în zona nucleului 4D, când simțim amândouă lucrurile. Simt că ne-am trăit viața în mod complet, total, am făcut tot ce am putut, nu-mi reproșez nimic, că de fapt n-ar trebui să ne reproșăm, că noi n-am greșit în timpul vieții, am făcut ce puteam face după limitele pe care le aveam, inspirațiile, atracțiile, dorințele și așa mai departe, totul a fost ghidat. Există liberul arbitru, de acord, dar există o marjă limitată a liberului arbitru, restul există un proces de expansiune a ființei, unul care explorează granițele percepției. Bun. Și atunci reevaluăm starea aceasta, adică sunt fericit că am trăit viața pe pământ, nu-mi reproșez pentru că am făcut ceva, am experimentat. Nu contează cât am greșit, greșelile făceau parte din înțelegere, pentru că trebuie să greșești ca să conștientizezi opozițiile complementare, altfel nu înțelegi, doar prin greșeală nasc stări aparent contradictorii și conflicte, care odată ce se rezolvă, ele se transformă în conștientizare. Este scopul pentru care existăm în formă duală. Deci, mă bucur pentru experiența pe care am trăit-o, sunt gata în fiecare zi să merg mai departe și în același timp încep să percep că o parte din mine fluctuează și că este practic nemărginită. Deci stau pe această graniță cu această dublă percepție, ca un greunte de nisip pe de o parte, care înțelege că este parte din cosmosul nemărginit. Aceasta este o stare de conștiință de bază legată de nucleul 4D și sunt pregătit pentru marea aventură. Să ne luăm un minut, să înțelegem și să stabilizăm starea aceasta cu intenția. Deci, în nucleul 4D nu ne-e teamă de moarte, indiferent dacă am făcut sau nu vreo experiență de graniță foarte intensă, cum ar fi, Doamne ferește, un accident, o experiență de moarte clinică. Acolo înțelegi dacă
rămâi conștient și te întorci cu memoria, înțelegi linia de graniță și cum apare o mare ființă de lumină care de fapt este esența noastră. Bun, deci dacă nucleul 4D din punct de vedere fizic ieșim din blocaje și suntem pregătiți pentru aventura vieții și am eliminat taburile și limitele, adică le-am transformat, putem să surâdem atât deschiderilor cât și închiderilor. Adică vom vedea oameni foarte deschiși și vom vedea oameni închiși. Oameni care intră doar în filmul lor și care văd realitatea doar din perspectiva lor și își trasează singur niște granițe. Zice un maestru oriental, dă-ți o limită și aceea va fi limita ta. Deci noi nu avem limite. Singurul lucru important, din punctul ăsta de vedere, este să nu facem rău cuiva, adică să nu dăm pe cât se poate durere, pe cât se poate, câteodată se întâmplă, fără intenția noastră, ca alții să sufere, pentru că poate sunt invidioși pe libertatea noastră, pe felul de a fi. Sau în mod accidental am făcut pe cineva să sufere, dar nu este intenția noastră. Deci, dacă intenția noastră nu este să dăm suferință, ci mai degrabă să-i hrănim pe alții și să-i îmbrățișăm, să mergem cu ei în această călătorie, să fim surâzători în experiența vieții, asta înseamnă efectiv că suntem pe punctul de a transforma toate blocajele și taburile, ceea ce o să reanalizăm practic la modulul 4. Bun, și atunci ne îndreptăm spre intrarea în undă. Există posibilitatea să trăim unda în mod plin, chiar în timpul vieții fizice, și să înțelegem și să ne minunăm de acest instrument biologic, corpul, care ne facilitează legătura cu lumea fizică. Să nu-l vedem ca o limită, ci mai degrabă ca o posibilitate de a comunica. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă dacă trecem dincolo de nucleul 4D. Exact cum am zice că suntem într-o expansiune care ne duce și sus și jos. Deci există o graniță, nu e o barieră, există o graniță unde dacă mai faci un pas, practic intri în zona aceea a oceanului, unde nu mai atingi cu piciorul fundul mării sau oceanului, a apei, și acum ce faci? Trebuie să noți. Deci există limita aceea când îți ajunge apa la gură și n-ai ce face, trebuie să noți. Ei, ținând cont că oceanul te cheamă în larg, ne mai împinge înspre litoral. Ei, dar acum intenția noastră a fost să mergem înspre apă mai adâncă. Deci noi nu vrem să fim reproiectați imediat spre litoral din momentul în care nu mai simțim nisipul sub picior, ci vrem să experimentăm starea aceasta de înot, înotăm în ocean. Suntem undeva dincolo de Geamandura, am depășit Geamandura. Folosim această imagine, e interesantă acum, mai ales că vine vara și mergem la mare, așa, trecem dincolo de Geamandura. Ce facem noi acum? Ei, acum, în primul rând, trebuie să înotăm. Ei, dacă nu notăm, ce se întâmplă? Păi e risc să ne necăm. Dar a nota nu se face în mod forțat. Trebuie să știi să te adaptezi valurilor și să faci, să reușești să plutești cu minim de efort. Doar că unii care vor să meargă prea repede înainte spre granițe și nu și-au oarecum eliberat ființa de granițele materiale, sunt ca acei oameni care înoată în ocean sau când au pierdut pământul de sub picioare, le teamă că se neacă. Și atunci ce fac? Încearcă să înoate din toate puterile. Dacă văd că unda e puternică și te duce în larg, imediat trebuie să înotăm foarte puternic ca să ne întoarcem la locul unde facem priză cu pământul. Ei, acest efort și această teamă este pentru cei care încă nu și-au încheiat socoterile cu 3D, adică cu lumea fizică.
Ori noi e bine să fim pregătiți în fiecare zi, să știm că ne-am făcut treaba, am trăit experiențele și acum suntem într-o stare de oarecare libertate și vrem să mergem mai departe. Foarte multă lume nu vrea să meargă mai departe pentru că, pe de o parte, temerea, pe de altă parte, obișnuințele, atașamentele de partea de rădăcină oarecum sau de contact cu pământul, cu simțurile, cu cele cinci simțuri, ne face să rămânem mai multă vreme în apropierea liniei de graniță, adică să nu se depășească starea aceea nucleului sau să nu se intre complet în nucleul 4D. Eu acum mă adresez vouă cu intenția că înțeleg că doriți și dorim cu toții să mergem mai departe în aventură. Altfel nu are sens. Deci vrem să mergem înspre 5D. E, 5D este ceva foarte complex. Așadar, depășind nucleul 4D, noi acum notăm, nu mai suntem cu picioarele jos pe pământ. Din punct de vedere al stării cerebrale, până acum, cât timp aveam contact cu pământul, este echivalent cu utilizarea logicii. 1 și cu 1 fac 2. Avem stânga, dreapta, sus, jos, înainte, înapoi, puncte de reper și avem diferite sisteme prin care măsurăm timpul, spațiu. Toate astea sunt legate, deci, de 3D și de o parte din 4D. Dar acum noi nu mai atingem pământul. Acum noi înotăm. Aceasta este zona 4D de dincolo de nucleu, adică mergem în profunzime. Și ce se întâmplă? Păi, dacă în zona de graniță putem să ne întoarcem relativ ușor, adică facem un mic efort și așteptăm valul care ne duce spre mal, ei, și putem să o mai facem, există o zonă dincolo de geamândură în care trebuie să faci un mare efort ca să te întorci sau să fii expert ca să prinzi valul cel mare care să te ducă spre țăr. Altfel te trage în larg. Dar întrebarea mea este, dragii mei, suntem pregătiți să mergem în larg? Ei, asta este problema. Pentru că mai degrabă sau mai târziu, noi vom pierde priza cu pământul. O pierdem când suntem în stări de conștiință de mare expansiune, care pot să fie provocate prin meditație sau, Doamne ferește, prin boli, prin accidente, dar este sigur că vine momentul în care ne apropiem de Marea Trecere. Iar Marea Trecere înseamnă că suntem absorbiți în larg și nu ne mai întoarcem la țărm. Nu, cel puțin pentru un timp sau cel puțin pentru experiența aceasta observatorului care vede din perspectiva acestui corp. Ceea ce s-a fost numit moarte, de fapt, este doar starea aceasta de intrare în undă. Mulți au întrebat dacă moartea doare. N-are cum să doară moartea. Moartea este fericită. Că doare durerea, doare o limită, doare o sensibilitate, o rană deschisă, o tăiere. Dar moartea nu doare. Dimpotrivă, moartea este starea aceasta de mare expansiune și de regăsire a libertății. După ce am stat închiși în cușca aceasta minunată a corpului, pe care sper că l-am trăit bine, l-am iubit, am făcut toate experiențele necesare, acum e timpul să zburăm din această colivie. Ei, și ne duce unda în larg. Ei, ce se întâmplă în larg? Urmează alte experiențe. Urmează foarte multe experiențe, pentru că în larg vom învăța să notăm sub apă, vom învăța să notăm în tot spațiul marin, ceea ce înainte nu puteam să facem. Vom învăța să cunoaștem alte specii, specii marine, specii de pești, specii de plante. Înțelegeți că eu vorbesc în mod simbolic, pentru că în momentul în care intrăm în unda aceasta mare, prin fenomenul de mare trecere sau fenomenul morții, noi experimentăm o realitate atât de amplă și de misterioasă, încât rămânem fascinați. Și cine intră în zona aceasta undei și se întâlnește cu ființa de lumină,
în niciun caz nu dorește, din perspectiva personalității care va fi inițiată, să se întoarcă în corpul fizic limitat în care vedeam secvențe și scheme, mai degrabă scheletul realității. Vreau să mai spun ceva aici important, întrucât ne pregătim pentru, sau mă rog, cine se pregătește și nu are încă o minimă experiență de intrare în undă, pentru că nu mai atingem cu picioarele nisipul de pe fundul mării. Așa, în această fază de pregătire, este important să înțelegem câteva stări sufletești care trebuiesc activate și care ne duc înspre 4D complet ca să alunecăm în zona 5D. În primul rând, de la nucleul acela 4D, așa cum l-am înțeles, spre granițele 4D, avem nevoie să gestionăm oarecum stările noastre, în sensul că percepem energii în mod progresiv pe care nu le-am perceput înainte. Acestea pot să fie luminoase, pot să fie energii umbră, poate să fie chiar energii mai puțin frumoase, să ne apară forme neplăcute câteodată sau forme extraordinar de frumoase și de luminoase. Să fim pregătiți spre a percepe noi contururi, că, de exemplu, te uiți la un perete într-o stare de meditație și poți să vezi că se apare un chip. Te uiți bine și nu înțelegi cum un chip, pentru că eu mă uit la perete. Poți să vezi, poate, vreo ființă care a decedat nu de mult, sau să-ți vezi niște simboluri, sau să-ți vezi zei, între ghilimele, pe care i-ai iubit, fie că e Iisus Hristos, Fecioara Maria sau Buddha, Siddhartha Gautama sau alții din toate tradițiile. M-am uitat la perete și am văzut acea ființă și, Doamne, ce frumos e! Da, este o percepție. Deci începe să dispară zidul plat și încep să apară pulsații în zidul plat care se pot transforma în imagini pe care putem să le construim și cu mintea, chiar fără să ne dăm seama. Facem proiecții. Deci, dincolo de nucleul 4D, încep să apară proiecții și forme noi pe zone netede, cum ar fi un perete deschis la culoare, sau dacă privim cerul, sau dacă privim un peisaj, să zicem, neted, că pe un peisaj neted și unicolor, unde putem să vedem mai bine aurele, pot să ne apară aceste impresii pulsante. Și nu contează dacă sunt reale, adică dacă într-adevăr este imaginea reală a vreunui decedat, se poate întâmpla, dar de cele mai multe ori sunt proiecții ale minții noastre care din subconștient și din supraconștient construiește pentru că este ca un vis. Bun, deci asta este o fază în care intrăm, în care începem să vedem lucruri diferite. Dar ele se construiesc, aceste imagini, contururi, în lumini alb, negru și apoi colorate, pe fondul existenței unei stări pulsante, despre care am mai vorbit și altă dată. Vezi că parcă plouă, vezi că lucrurile pulsează, că au o emanație și chiar această aură începe să devină evidentă. Deci aură evidentă, pulsații, și apar aceste contururi, proiecții de imagini. Ele pot să apară la început cu ochii închiși, dar ele vor apărea progresiv și cu ochii deschiși. Și atunci noi vom putea înțelege că suntem într-un loc, dacă este un loc benefic sau mai puțin benefic pentru noi. Nu există niciun loc negativ. Deoare poate să fie doar benefic sau mai puțin benefic, pentru că suntem sau nu în rezonanță cu acel loc care are o funcție, are o structură. E și în momentul în care intrăm în rezonanță cu percepțiile astea, noi intrăm într-o expansiune și mai amplă în care apar progresiv percepții și imagini tridimensionale, adică mă uit la un perete și încep să văd că apare un glob care trece prin perete. Nu sunt nebun, atenție, pentru că acum putem vorbi despre psihologie transpersonală și de stări de conștiință extinse, care deja sunt analizate și studiate chiar la diferite universități, chiar în MIT sau la Stanford. Deci diferite universități deja analizează și atunci nu mai putem vorbi despre
despre stări de psihotice sau e nevoie să mergem imediat la psihiatru. Apropo, vă recomand filmul K-Pax. Este o idee, este o idee pe care am putea să o înțelegem foarte bine, pentru că este o sâmbură de adevăr în acest film. Bun, deci expansiunea aceasta ne duce pe urmă spre o nouă graniță. Adică trecând prin aceste percepții, percepții de formă, percepții de conținut, adică ne dă senzații pe care nu le aveam înainte, adică mă uitam la perete la început, în zona 3D și vedeam doar un perete. Când am intrat înspre nucleul 4D, vedeam că peretele pulsează. Apoi acum văd că apar niște chestii prin perete și pot să mă gândesc și rațional, să analizez ce-i cu globul ăla, de ce mi apare fața aceea, la ce mă stimulează, ce senzație îmi dă. Deci forme, apoi senzații profunde, te pot duce la senzații că câteodată îți vine să plângi, că ți-a adus aminte, ai văzut un simbol sau o ființă pe care n-ai văzut-o poate de 20 de ani, poate tatăl, bunicul, străbunicul pe care am cunoscut și acum îi văd fața. Nu e important dacă sunt ei în mod real, important este că am conexiuni profunde și că încep să construiesc din interiorul meu aceste imagini și să înțeleg legile care guvernează proiecțiile din subconștient sau din superconștient. La un moment dat ajungem la un fel de ultimă graniță, ca să nu mai lungesc acum, o să vă răspund pe urmă la întrebări specifice, dacă vă interesează, spre granița 4D finală, deci acolo unde se intersectează cu 5D sau intră într-o conversie 5D, care trebuie înțeleasă bine, începem să gândim imposibilul și cei mai mulți care sunt la primele arme, cum se zice, aici eșuează. Adică în momentul în care avem aceste percepții stranii, care ar trebui să ne ducă la psihiatrul, despre care încă nu e bine să vorbim public, că nu vom putea fi înțeleși de o lume rațională, mai ales de tip instituțional, așa, la un moment dat, dincolo de formă și de senzații, începem să vedem lucruri foarte ciudate care nu se aseamănă cu nimic din lumea noastră. Adică putem să vedem poate niște curbe energetice, niște flash-uri dinamice, ca niște fulgere colorate. S-ar putea să vedem niște câmpuri energetice fractalice, ca niște explozii, de parcă am fi la Revelion. Și la un moment dat e posibil să vedem nuclee fractalice care schimbă atât culoarea cât și forma, să vedem aceste sisteme de tip fractalic Mandelbrot set sau Julia set. Adică începem să vedem substratul energiei care are aceste explozii de formă. Realitatea se construiește mereu și se alimentează dintr-un substrat colorat. Zicem colorat pentru că așa îl percepem noi prin prismă, dar în realitate lumina are toate culorile și este o singură undă care, privită dintr-o perspectivă a unui observator care vede printr-o prismă, poate să vadă culori într-un fel sau în altul. Dar sunt aceste explozii, parcă sunt explozii stelare, și când ajungem în zonele astea ne apar gânduri altfel, gânduri care se asociază la multiple dimensiuni. Așa cum pe spațiu fizic putem să avem, de exemplu, spațiul Riemann, care e ca un fel de undă care adâncește materia, sau să vedem un spațiu cum este spațiul supergravitațional al lui Einstein, care apleacă lumina. Tot așa, la un moment dat, gândurile noastre devin de natură cosmică și noi ieșim din sistemul de referință cunoscut, care este dimensional. Adică putem să vedem multiple dimensiuni în aceeași realitate, ca un fel de ou pulsant care are miliarde de pulsații în același timp și apar ca niște pixeli, iar noi începem să vedem fiecare pixel în parte, cum se leagă de celălalt și cum construiește niște rețele
pe care mintea noastră rațională nu mai poate înțelege. Deci acești fractali multipli sunt la granița dintre 4D și 5D. Bun, și dacă începem să acceptăm aceste gânduri imposibile, că noi am fi un fractal de lumină, că ne putem împrăștea în miliarde de bucăți și apoi ne reîntoarcem, ne reinventăm, ne reconstruim ca o undă circulară, profundă, și reconstruim lumina și suntem un fluid și suntem o coantă de lumină și de energie, ei, acolo este conversia. Deci să acceptăm toate aceste gânduri și să putem să gândim chiar în timpul vieții, să gândim imposibilul, să ne jucăm cu aceste gânduri care trec dincolo de limitele noastre. Asta ne ajută ca să stăpânim zona de final a 4D. Toată realitatea pe care o vedem este formată dintr-o undă mare care este practic formată din microunde, multiple, miliarde și miliarde de câmpuri energetice care se mișcă în acest spațiu nemărginit, și când începem să vedem și să acceptăm și să fim și noi o undă de genul ăsta, ne încheiem oarecum zona pe care am trăit-o pe plan fizic, unde atingeam cu piciorul nisipul de pe fundul mării. Adică ne desprindem de punctele de reper gravitaționale și de tot ceea ce era măsurabil. Pentru că poți să vezi o cuantă de energie care să se extindă pe kilometri și apoi să-ți dai seama că ea se închide aparent într-un grăunte de nisip colorat ca într-un diamant, apoi explodează din nou și creează mii de alte cuante de energie. Deci starea aceasta de conștiință de la graniță, însoțită de stările alea sufletești, de emoții, de energii și de reconfigurare a formei multiple în unitate și a unității în forme multiple, ne face să simțim la un moment dat o stare sufletească. Aduceți-vă aminte de ce vă spun acum. Toate aceste cuante de energie creează un vortex în cele din urmă. Deci erau cuante de energie aparent separate, în care mă pot vedea, pot să văd pe alții, să văd alte cuante de energie, dar cu cât înaintez, vedem că ele împreună formează un mare vortex care apare în fața noastră ca o pâlnie. Și cu cât înaintăm, vortexul ăsta devine mai rapid, este ca un fel de cercuri concentrice, dar e ca o spirală care merge spre un punct. Zona asta spiralată, de data asta, este luminoasă dacă am ajuns conștient până acolo. Dacă n-am ajuns conștient până acolo și nu vedem aceste câmpuri colorate și de percepție, înseamnă că noi vom experimenta zona de tunel, deci ce se întâmplă după moarte. Zona de tunel este doar o stare liniștită în care nu vedem aceste cuante de energie și nu vedem vortexurile, dar cu cât înaintăm, dacă rămânem conștienți în tunel, începem să întrezărim că tunelul nu mai este închis la culoare, el devine ambrat, adică un fel de chihlimbar, apoi vedem că are niște fâșii mai luminoase, este așa hibridizat cu fâșii mai luminoase și apar niște scânteieri într-o parte în alta a tunelului, sunt buzunarele tunelului unde tind să intre pentru că este minunat. Parcă vezi niște explozii de lumină acolo și când intri se formează niște forme și facem experiențe. Ei, în Bardock Todol ni se explică foarte bine, și o spun din experiență directă, să nu ne oprim la aceste scânteieri în stânga și în dreapta, sus, jos, că mai avem încă la intrare puncte de reper, și să vedem doar în față, în centru, să nu ne abatem, pentru că în centru, încet, încet, apare o lumină palidă, stabilă, în timp ce alea de laterale, cum s-ar spune, ele scântează și schimbă mereu pozițiile. Să mergem înspre lumina constantă. Deci această punct de lumină constantă, cu cât înaintezi, cu atât ar înțelegi mai bine și nu risc să te bagi într-un buzunar, că dacă ne băgăm într-un buzunar, pierdem vremea, nu rezolvăm mare lucru, vedem niște chestii minunate, dar ne poate înhăța buzunarul
în așa fel încât intrăm într-o zonă unde uităm tot și când ne redresăm spre ființa de lumină, nu mai suntem conștienți și aia poate să fie ultima imagine, scânteierea aia și cu niște stări sufletești, după care ne vom reîntoarce într-o nouă întrupare. Și 99% din populație încă a uitat și scânteierea aia de pe traseu. Ei, acum noi să evităm scânteierile alea în stânga și în dreapta și să mergem înainte spre lumina stabilă. Ea are o pulsație, dar este o pulsație constantă. Asta este indicatorul, despre asta ne vorbește și Bardo Todeur și vechile tradiții, cum sunt tradițiile Bon. Acolo când mergi spre lumina pulsantă constantă, acolo este centrul ființei noastre, unde ieșim, practic, din toată zona iluzorie pe care orientalii o numesc Maya. Scânteierea e Maya, buzunarele, Maya. Și ăsta este un buzunar, ne găsim acum, dar este buzunarul de jos, un buzunar înrădăcinat. Alte sunt buzunare aeriene, cum s-ar spune. Dar dacă am fi mare, am zice că acum suntem cu picioarele pe nisip încă și la un moment dat putem să observăm în stânga și în dreapta, dacă ne băgăm capul sub mare, lumi minunate. Ok, deci mergem înspre ființa de lumină cu o vibrație constantă. Cu cât ne apropiem de ea, ea va acapara toate scânteierile astea, care nu mai sunt așa de puternice acum, și ele vor scântea în jurul nucleului luminos. Și atunci noi ne dăm seama că sunt niște câmpuri de radianță astea, dar sunt periferia ființei de lumină. Și tot periferia ființei de lumină a generat universul colapsat pe care îl vedem fizic acum, dar cu un ochi 99% închis, în care noi vedem foarte puțin culorile și vedem frecvențe foarte rigide. Bun, deci intrând în ființa de lumină devine tot mai clar că acolo este nucleul nostru, ne simțim trași că parcă este cordonul umbilical de sus care ne duce spre ființa de lumină și la un moment dat începem să înțelegem că ființa de lumină nu este ceva, ci este cineva. Adică nu este doar un spectru luminos, cum am zice soarele, ci este o ființă care, în timp ce pulsează, ne transmite telepatic niște unde extrasenzoriale, pentru că ele sunt foarte rapide și sunt dincolo de cele cinci simțuri, că în zona aia am intrat în extra și suprasenzorial, și în timp ce ne îndreptăm spre ființa de lumină, suntem copleșiți de această mare inteligentă. Deci este o mare, nelimitată, inteligentă. Ei, când am ajuns în acest punct, suntem cu adevărat în 5D. Dar de unde începe 5D-ul? 5D-ul începe de la intrarea în acest tunel, dacă noi încă nu percepem scânteierile, apoi apar aceste scânteieri care formează deja liniile de la 5D, formează diferite lumi, dar noi vrem să mergem pe axa centrală și ajungem la nucleul 5D. Deci nucleul 5D este atunci când putem să controlăm scânteierile și nu ne preiau, adică nu ne absorb, pentru că aia se face la început de obicei, în nucleu, nu ne absorb, dar putem să vedem scânteierile în același timp, cum am zice, cu un ochi vedem ființa de lumină stabilă și suntem la granița dintre aceste scânteieri ale tunelului și ființa de lumină care este nucleul ființei noastre. Și depășim nucleul 5D și încep călătoriile noastre în mod conștient, pentru că nucleul rămâne în ființa de lumină și putem să intrăm în lumile care scânteiază, dar care nu ne mai prind, pentru că nucleul nostru nu mai este jos în 4D, ci fiind în 5D, noi îl lansăm în ființa de lumină. Ce este ființa de lumină din acest punct de vedere? Este echivalent cu 6D. 6D este partea inteligentă a stelelor, pentru că sunt legate toate de ființa de lumină, iar stelele sunt de fapt niște scânteieri care vin din aceeași ființă de lumină care unește galaxiile și cosmosurile. Și atunci dacă eu m-am ancorat în nucleul ființei de lumină în mod conștient, pot să călătoresc prin
aceste lumi galactice și cosmice, prin scântierile astea, unele sunt iluzorii, mai mult sau mai puțin construite de alte ființe, altele sunt lumi ale ființelor avansate. Ei, iată că în felul acesta am intrat în zona de dincolo de nucleul 5D. Bun, dragii mei, deci am vrut să vă trasez o linie ca idee a stadiilor de început, a stadiului de nucleu și a stadiului de dincolo de nucleu. Acum, cine interesează în final, că o să facem pe urmă o pauză, ne interesează înțelegerea obiectivului final. Deci dacă pe de o parte important e să progresăm pas cu pas și fără să ne grăbim prea mult, pentru că dacă ne grăbim prea mult, nu mai avem controlul situației, deci trebuie să mergem cu ritmul nostru firesc, ghidat de suflet cu care să vorbim și să ne ajute să ne ghideze cu ritmul și viteza justă, să aruncăm cu intenție ancora noastră în nucleul ființei de lumină. Deci, chiar dacă încă experimentăm atâtea aspecte 3D și suntem cu picioarele pe nisip, să aruncăm această ancoră direct în 6D, în ființa de lumină, și atunci noi vom fi duși progresiv de undă, să avem curajul să înotăm și trecem prin nucleul 4D, prin granițele 4D, intrăm la începutul 5D cu acele scânteri, intrăm în nucleul 5D, vedem ființa de lumină și suntem acasă. Dragile și dragii mei, aceasta este marea călătorie a noastră și este una fericită. Mulțumesc! Acum o să luăm o pauză de 10 minute, după care nu să mai dau alte informații, pentru că sunt suficiente, o să vă ascult pe voi, puneți-mi întrebări,